Salut, dragi mei fani, și bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 20 Pack Opening, după cum v-am zis și ieri. O să fac câteva pachete upgrades. Din păcate, mi-am cam băgat aproape tot clubul la SBC-uri. Asta ar fi una dintre probleme. În ideea în care un SBC costă undeva la 10-15 mii, eu am făcut 11 pachete. Nu știu dacă e cea mai bună idee, dar o să vedem în câteva momente. Dar bineînțeles, nu uitați să plăci pe butonul de like, foarte important, să vă abonați. Asta e Best of Team of the Week. Cam de acolo aș spera să împice și mie ceva, orice, nu contează ce. O să fie jucători untradeable, deci măcar să fie ceva utilizabil. Bun, să vedem ce am rezolvat pe aici și le-am făcut 11 pachete. Inițial am vrut să fac 13, dar după aceea am zis, bă, stai un pic. Mai bine mai fac câteva din Anglia, în cazul în care vine nenea Virgil van Dijk, Team of the Week, ceea ce ar trebui să fie pentru că da două goluri sau ceva în genul. Bun. Astea sunt pachetele pe care le-am făcut din Premier League 2. Liga 1, cred că, da, tot 2. N-am mai avut jucători, deși de aici aș fi vrut să fac măcar vreo 4. Și din seria am făcut cele mai multe, cred. 4. După care la Liga 3. Și acum, hai să începem. O să încep cu astea din Anglia, pentru că nici nu știu dacă există vreun jucător super relevant în Anglia și în Team of the Week, în afară de De Bruyne. Așa că, haide! Toți jucătorii o să fie 81+, deci există o șansă destul de măricică să primești un walkout, totuși. Deși, la norocul meu, văd că nu dă nici măcar un port, sunt nenorocit. Ce? Ducure, pe care îl mai am, nu e chiar bine. Dar sper să-l am 3 de bălași. Marcos Alonso, Champions League, ei. Bun, măcar l-am 3 de băl, perfect. Hai, gigele. Dă și mie, bă, odată, bă, ceva, ca lumea, bă, frate, să urlu și eu de nebunie, ok? Pachet cărnată din nou. Deci astea două din Anglia au fost super promițătoare. Pedro. Dacă o să meargă tot așa, cred că am făcut o mare greșeală, în ideea în care puteam să vând toți jucătorii și să fac un 150.000 lejer. Măcar nu i-am pășit. Ok. O mai rămas 9 pachete. Ligan. Hai cu un Mbappe sau un Neymar, n-ar fi rău, nu prea sunt jucători mulți în Ligan, cred că nu m-aș știa toți de fapt, sau mai fi cineva? Ok, încă un jucător care nu trece de 83, îmi place extrem de mult chestia asta, gen, au și pe ăsta la pachetele astea, este 81+, upgrade, și te bagi și de jucători de 81 și de 82, foarte tare. Bun, o să-l vezi și pe ăsta. La fel cum am făcut și pachetul ăla cu Red Pix. 86 plus rating și mi-a dat 3 de 86, ești nebun? Foarte tare. Ligan. Ultima șansă la Neymar și Mbappé. Ok, este un pachet strălucitor, deci este minim board sau walkout. Walkout! Te rog, ceva blană, Brazilia? Ce bemă, frate, iar ăsta, mă, omule. Și-l mai am odată. Deci trebuie să-i dau quick sell, frate. De ce din nou ăsta? Atâția jucători, frate, care pot să-ți pice. Și mie îmi pică tocmai Thiago Silva, pe care îl mai am încă o dată și cred că e untradeable. Hai de capul meu, n-o fi antenă, bă. Brazilia, PSG și VSCB. Nu puteai să-mi dai left midfielder sau winger, nu mai știu exact ce, și să... Am și un Neymar în... Da, o să-i dau quick sell pentru că nu am ce SBC să fac și sincer nici n-am chef să mai fac SBC-uri după ce am stat și am făcut atâtea. Asta este norocul meu clasic. 8-7. Quick sell. Da. Bun. S-a dus șansa. Astea le las pe final că cine știe, poate de aici mă salvează cu un Cristiano Ronaldo. Deși, hai să fim serioși. Bun. La Liga tu 81 player avion. De aici, sincer, cred că în afară de Messi, nu mai știu dacă mai există vreun jucător relevant. Poți să zici că ar fi Modric, dar nu cred că mai există cine știe ce jucător relevant prin La Liga. Dar și mă gândesc, oare mai e vreun? Messi și atât, frate. Poate un Moraes, nu știu. Și ăsta e strălucitor, hopa. Hai cu walkout-ul. Boards. Spania, am înțeles. CB. Abar n-am cine. Raul Albiol. Words.
Forț intergalactică. Ah, și Ramos ar mai fi, uită în Spania. Mamă, și asta trebuie să dau cu XL, băi, și nebun. Ma, no, Ramos nu prea m-ar interesa. Oh, Varan, bă. Bă, stai, ar fi Varan. Uite, Varan ar fi o variantă bună dacă mi-ar da. Varan m-ar mulțumi, dar nu cred că o să-mi dea. Hai, Gicele. Ok. A, nu era. Mi s-a împărut așa puțin că este mai strălucitor, dar n-a fost. CM Beniat. Nu știu dacă am reușit să-l bag și pe ăsta la SBC, dar știu sigur că l-aveam. Ok, am înțeles. Te rog, Zinca Street, bun. Ok, măcar așa. Am dat 11 jucători. Bine, SBC-urile astea am băgat mulți jucători tradable, din păcate. De asta, într-un fel, încă îmi pare rău că... Na. Singurul jucător bun pe care l-am luat a fost Thiago și... Și avem un nou membru, Dragoș Driu, mersi fain de membership. Să nebunesc. Hai mă, pentru Dragoș Driu acest pachet. Ok, strălucitor. A, nu era strălucitor. Băgam aș. Right back. Bun. Nu-i super mega formidabil pentru că e untradeable, dar ăsta e un jucător bun. Și poate cine știe, dacă îmi dă un Messi cândva și mie, fac numai un link acolo. Asta ar fi oricum, da, undeva. Au scăzut prețul. În fine. E ok. Bă, Beniat ăsta parcă l-a mai schimbat, nu? Da. E ok, bă, uite, Nelson Semedo, not bad. Chiar utilizabil în cazul în care cine știe, cum am zis, îmi dă un Messi din greșeală. Bun. Serie A. Aici ar fi câteva variante, gen, evident, Cristi. Dybala nu prea aș vrea pentru că l-am deja în tradable odată. Cine ar mai fi? Uite, un Sandro ar fi ok, untradeable. Portari, nu cred că sunt ceva relevant pe acolo. Bă, numai atâta. Asta ar fi? Nu știu. Hai să vedem. Ah, mamă, dar un Cristi ar fi nebunie, frate. Bun, ăsta 100% e minim boards. Boards. Ok. Olanda, CB, Aparna, Piemonte, Calcio. Ah, Delict. Ok. 85, nu e utilizabil din păcate. Da, măcar e un 85 pe care îl bag la un viitor SBC. Plus Nenia Belotti. Cât ar fi fost ăsta? Da, 10k. Bun, până în punctul ăsta îmi dau seama că a fost o greșeală extrem de mare să fac genul ăsta de SBC-uri. Bun, hai să-i dăm din nou. Te rog frumos, dă-mi și mie ceva și mai. Îmi dai? Nu-mi dai, ok, mersi. Nici măcar borț. Dar partea bună este că vedeți și voi ce jucători primești dacă faci upgrade-uri din astea. Și practic, uite așa învățați să nu faceți upgrade-uri. Ai de capul meu. Da, și Sanchez, yay. Ce upgrade-uri Blanao, 81 plus players, dar îți dă doar de 81 și de 82. Forță, haide! Penultimul pachet. Te rog frumos, ceva bun. Este sclipicios. Haide, te rog. Borți din nou, mamă, borți. Am să zic Bale, dar după aia am să am stai, bă, că eram zi. Băi, bine, mi-au dat jucător de la Piemonte Calcio, dar nici măcar unul e relevant. Ok. Gordon Ramsay sau... Bă, oare îl cheamă Gordon? Că la Gordon Ramsay parcă e bucătarul. Ăsta e Aaron Ramsay, stai așa, bubiți. Un duplică cut Belotti pe care, bineînțeles, îl bag la Quixel, ei. Da, Aaron Ramsay. Bun. Foarte, foarte tare. Chiar am meritat să bag sute de jucători pentru jucători ăștia, formidabil. Și ultimul pachet care, evident, n-are cum să fie walkout pentru un board. O să-mi dea din nou un jucător cârnat de 81 sau 82. Feriți-vă de pachetele astea că e jale. Opa! Borz din nou, du-te în spană. Da, Cuadrado, wow! Ce jucător șmecher! Ei! Forță, haide! Abia aștept să mai fac niște pachete de upgrade. Ei! Foarte distractiv a fost acest pack opening, mai ales pentru mine, cred că și pentru voi.
Da, deci practic n-am luat nici măcar un Team of the Week relevant. Singurul jucător relevant pe care l-am luat a fost Thiago Silva, la care trebuie să-i dau și Quick Sell. Cât de tare! Bun! Măcar un Kevin De Bruyne putea să... Cred că mai erau niște jucători slabi în Best of Team of the Week ăsta, încât să fi dat și mie ceva, cât de cât. Hai, nu un Team of the Week șmecher. Puteai să-mi dai un fucking șlap de casă Sandro. Măcar așa l-aveam în trei, de bălă îl vindeam pe ăsta. Da, e bine. Cam asta a fost episodul, din păcate, nimic, ca de obicei. Ce să faci? Noi ce să faci? Poate la premiile de la Weekend League o să fie mai bine, că o să fie Virgil van Dijk în Team of the Week. Asta este până data viitoare. Ah, putea să pice chiar și un Allen, care și ăla era ieftin, dar era ok, știi, măcar îmi dădea ceva cât de cât. Până data viitoare, să aveți o super faină în continuare. Salutare, salutare și sper că aveți mai mult noroc și dacă nu vă simțiți norocoși, nu faceți genul ăsta de pachete pentru că sunt de 2 lei. Salutare, salutare.